Am în spatele meu o microcentrală Viessmann, Vitodens 100, și vreau să fac un scurt videoleț cu ce are interior ca să vă faceți și voi impresia personală. I-am scos deja capacul de protecție din față. În partea de jos avem placa electronică, avem display-ul unde avem toată informația ce aici privește erori, regim de funcționare. Avem două manete, una reglează apa caldă, a doua reglează încălzirea. Resetarea se face la rotirea manetei în poziția reset, avem butonul de pornit-oprit și avem ceasornicul specific pentru Anglia, care nu ați știut, în Anglia la practic majoritatea centralilor au un astfel de programator ca să-i seteze cât timp să funcționeze. În camera de ardere o avem de tip închis, avem schimbătorul principal de căldură, pe schimbătorul principal de căldură avem câțiva senzori, avem senzorul de temperatură, avem senzorul de supratemperatură, în spate se vede senzorul de la coș și turul se duce printr-un furtun care în timp e necesar de înlocuit. În față avem electrodul de aprindere și ionizare, mai jos avem partea cu gazul, avem clapeta de gaz, ventilatorul cu duza și zona de amestec, aerul îl absoarbe prin această țeavă din spate de undeva și de la coșul de fum de sus. În partea stângă, foarte accesibil, avem vasul de expansiune, avem sifonul care este destul de murdar. În partea de jos deschidem și avem grupul hidraulic, avem partea din stânga a grupului hidraulic și partea din dreapta a grupului hidraulic, ambele sunt din plastic. Avem senzorul de apă caldă care stă pe intrarea apă rece, este un senzor electronic specific. Avem conectarea la manometru de la sistemul de încălzire care ne arată presiunea. Avem servomotorul aici în spate, se vede un servomotor de plastic. Avem pompa mare, după cum se observă, dezaeratorul în spate și supapa de siguranță, sunt toate de plastic negru și nu se observă bine în video. Avem senzorul de apă caldă și avem schimbătorul secundar de căldură. În partea de desubt avem țevele de racordare. În Anglia, microcentralele nu sunt echipate, cu robinet de umplere. Robinetul se face separat printr-un furtun flexibil. Sunt câteva modele de microcentrale care au robinetul incorporat, dar sunt foarte rare. Deci cam asta este microcentrala. Sper că acest video a fost de folos. Cine are întrebări referitor la această microcentrală, îmi lăsați în comentariu.